De aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la FC Tunari și cei de la Diham Boys. Sunt alături de Cristi de la FC Tunari. Cum a fost meciul ăsta pentru voi, Cristi? Bună seara, a fost un meci foarte încrâncenat, foarte greu. Băieții adversi foarte buni, ambițioși. Dar am avut și noi doi băieți care au fost din campionatul trecut, au revenit acum și s-a simțit forța lor. Am ales al Mirele în apărare, mă bucur că a venit. Am avut un băiat la mijloc, Marius. Și s-a simțit aportul lor foarte mult în decursul acestei partide. Spune-mi cum stați până acum în clasament. Da, stăm destul de rău. Nu am avut ultimele trei meciuri, n-am avut câțiva băieți. Au venit alți băieți care nu ne-au încurajat foarte tare. Când au putut și ei, când n-au putut, asta este. Fiecare muncește și au fost meciuri pierdute destul de ușor. Care mai sunt speranțele voastre până la finalul campionatului? Nu știu, vom vedea. Sperăm să câștigăm, să urcăm și noi puțin mai sus. Ne-a fost în prima parte. Dacă rămân băieții de astăzi, sper că o să avem aceleași șanse ca în prima parte a campionatului. Eu vă doresc mult succes în continuare. Mulțumesc, o seară plăcută. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com, unde veți afla că înscrierile pentru campionatul de la Albena se fac până pe data de 21 aceasta. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Civit. Vă salut de aici la Liga Prieteniei din zona sud. Am urmărit un meci între băieții de la FC Tunari și cei de la Diham Boys. Sunt alături de Cosmin de la Diham Boys. Cum a fost meciul acesta pentru voi, Cosmin? A fost un meci care am muncit, dar am pierdut. Ne-a lipsit jumătate de echipă, am improvizat și... Hai, 4-3, am pierdut. Cum vi s-au părut adversarii din seara asta? Sincer, mi s-a părut o echipă care nu e așa sudată. Probabil că ca și noi, așa. Azi venim 3, mâine mai venim 2, mâine mai venim 5 și niciodată nu o să ne sudăm. Erau de bătut? Clar erau de bătut. Dacă nici pe ei nu am bătut, nu știu dacă o să mai bat. Poate o să o jucăm contra-ta și te batem pe tine. Dar de ce? Păi poate, nu știu, contratat, dacă ne vine echipa avem șansă, dar așa... Vezi că eu am jucat fotbal în liceu, da? Nu neg asta. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să mai jucați odată meciul ăsta cu ei, ce ați schimbat voi în strategia voastră de joc? Unde au fost ei mai buni și voi v-ați pierdut în timpul meciului? Păi, în primul rând, am intrat în jocul lor cu nervii. Și ei s-au enervat, am început să ne certăm noi cu ei, cu noi, ei cu arbitrii, noi cu noi și am intrat în jocul lor, trebuia să ne păstrăm calm. Vă place așa cu ceartă? Să dați sus nervii afară din voi? Sincer, nu suport deloc să mă cert. Dar când văd că vine un adversar... Ești nevoit să o faci, nu? Eu nu prea mă cert, sincer să vă spun. Eu doar văd când sunt alături de echipă. Da, încearcă să-i calmezi atunci dacă nu te enervezi, nu? Păi ce să-l calmezi? Că am un coleg mai micuț așa în echipă și a intrat unul mai mare la el și na, dacă s-a supărat și tot el a fost de vină. A fost doamna arbitru, nu-i problemă. Ce să-i faci? Așa e în viață, uneori câștigi, uneori pierzi. Ați pierdut, data viitoare poate să fie mai bine, nu? Dacă o să ne vină echipa, o să fie, cu siguranță mai bine. Mult succes vă doresc în continuare. Mulțumesc mult. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru ligaprieteniei.com, unde veți afla că înscrierile
pentru campionatul de la Albena se fac până pe data de 21 aceasta. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipit. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijiri și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.